Lupta cu kilogramele în plus este una extrem de dificilă, mai ales pentru persoanele care sunt deja obeze. Chirurgia bariatrică poate fi o soluție de a pierde kilogramele care pun sănătatea în pericol celor care suferă de obezitate morbidă, însă nu e nici ieftin și nici ușor să slăbești, recurgând la chirurgia obezității. Aș vrea să vorbim puțin de chirurgia bariatrică în contextul în care pandemia a adus multe kilograme în plus multor români, iar cei care deja sufereau de obezitate au o problemă. Mulți dintre ei au amânat, din ce știu, operațiile de chirurgie bariatrică, dar unii, de frica de a nu face forme severe de COVID, s-au operat. Cum ați trecut prin această perioadă a pandemiei? Ați avut mai mulți pacienți, mai puțini pacienți care au venit la operație? Am trecut de perioada pandemică. Nu pot să spun că au fost mai mulți sau mai puțini pacienți decât în perioada non-pandemică. Cert e că am remarcat și eu că pandemia și-a pus amprenta asupra pacienților care aveau deja un exces ponderal și aceștia au ajuns să se îngrașe și mai mult și mulți dintre ei au luat într-adevăr calea chirurgiei bariatrice care le poate rezolva problema și îi poate slăbi între ghilimele până la greutatea pe care și-o doresc. În ceea ce privește adresabilitatea românilor în general la chirurgia bariatrică, în ultimii ani, cum vi se pare că este? A crescut, a scăzut? Știu că în ultimii 10 ani se spune că a crescut destul de mult. Dar acum, având în vedere situația dată, cum o caracterizați? Așa este, în ultimii 10 ani adresabilitatea pacienților a crescut. Sunt mult mai mulți pacienți care află și au ca surse de informare în general mediul online, care află despre această problemă și despre modul în care poate fi ea rezolvată elegant și cu beneficii foarte, foarte importante pentru ei. Deci a crescut această adresabilitate. De când s-a terminat, între ghilimele, pandemia, se remarcă același trend ascendent, în sensul că vin din ce în ce mai mulți pacienți care își doresc să facă o operație de gastric sleeve sau de micșorarea stomacului. De exemplu, din activitatea dumneavoastră, cam, nu știu, pe săptămână sau pe lună, cam câte cazuri aveți de operații din zona bariatrică? În general, între 10 și 15 cazuri. Trebuie să spunem că în România sunt mulți pacienți care își doresc, dar sunt mai puțini cei care își permit. Chirurgia bariatrică e o chirurgie scumpă pentru pacient, se face îndeosebi în privat și costurile fiind mari, există mulți pacienți care își doresc, dar nu pot din punct de vedere financiar să facă această operație. 10-15 pe lună. 10-15 pe lună, da. În spitalul privat în care lucrez există o mică parte, o foarte mică parte decontată de către Casa Națională de Asigurări. Începând de anul trecut, la finalul anului trecut, există un mic decont pe care pacienții îl primesc în cazul rezolvării acestei patologii. Până anul trecut nu știu să fie existat. Ar fi normal, din punctul meu de vedere, un decont mai mare, pentru că ar putea fi văzut lucrul ăsta și în perspectivă. Pacienții cu un exces ponderal semnificativ ajung de-a lungul vremii să facă o grămadă de alte boli care trebuie tratate medicamentos. Diabet, de exemplu. Diabet, hipertensiune, mă rog, dureri articulare, dureri de coloană, sunt o întreagă pleiadă de afecțiuni pe care acești pacienți le fac. Costul tratării acestor afecțiuni, din punctul meu de vedere, este mult mai mare ala lung comparativ cu costul pe care trebuie să-l suporte pacientul pentru a-și realiza această operație cu beneficii enorme pentru el. Care este cuantumul care este decontat în momentul de față? O să vă spun în procent, în jur de 10% sau sub. Iar în țările din jur, cu siguranță aveți conexiuni cu colegii din Europa, este decontată această operație și în ce afecțiuni sau în ce situații? Vă pot spune aici, vă pot dezvolta un pic exemplu Franța, unde știu că această chirurgie este decontată. Sigur, chirurgia în general în Franța se poate face și în regim privat și în regim de stat, dar eu știu că este decontată această operație
complet de către sistemul de sănătate francez, da, în spitalele de stat. Probabil că în privatul din Franța, contra unei sume care e modică față de sumele din România, poți ajunge să fii operat mai repede. Procedurile de gastric sleeve sau micșorarea stomacului, cum știe românul de rând, sunt cam 80% din totalul procedurilor din chirurgia bariatrică. Acesta e trendul la americani. Cum stăm în România și dumneavoastră bănuiesc că o preferați o astfel de procedură și de ce? Toți chirurgii bariatrici o preferă. În general, ca să nu divagăm foarte tare, sunt două proceduri importante care se fac în chirurgia bariatrică. Una este gastric sleeve, cealaltă este operația de bypass. Ca și istorie, gastric sleeve-ul a fost inventat, între ghilimele, pentru pacienții care aveau nevoie de bypass, în ideea de a-i slăbi puțin ca să poți să-i operezi mai ușor. Dar pe parcursul dezvoltării acestei idei, ca să zic așa, s-a constatat că doar operația de gastric sleeve avea rezultate semnificative în ceea ce privește scăderea ponderală a pacienților, în așa fel încât s-a concluzionat că poate nu mai e nevoie să le faci bypass. Și de aceea trendul este într-adevăr de a face doar gastric sleeve, și gastric sleeve-ul reprezintă într-adevăr 80% sau peste din intervențiile bariatrice practicate în toată lumea, de la America la România. Bun. Revenind la procedurile de gastric sleeve, există această vorbă în popor care spune: odată ce ți-ai micșorat stomacul, nu-l mai poți lărgi. Vorba pleacă de la ideea că mănânci mult, ai un stomac mai mare, mănânci puțin, ai un stomac mai mic. Cum rezolvă chirurgia toată această problemă și dacă este definitiv? Chirurgia rezolvă această problemă, dar nu e totul. În sensul că operația ca atare de gastric sleeve sau de bypass resetează pacientul și îl face ca într-o perioadă de timp ce se întinde până la un an și jumătate să ajungă și la greutatea pe care și-o dorește. Dar menținerea la această greutate la care a ajuns ține foarte mult de pacient, ține foarte mult de colaborarea lui cu nutriționistul, ține foarte mult de maniera în care începe să facă exerciții fizice, de maniera în care își schimbă stilul de viață. Stomacul nu e o structură, în momentul în care îl micșorezi până la un volum de 60-100 de mililitri, nu e o structură care rămâne așa, e o structură musculară. Pe măsură ce pacientul care a suferit o intervenție de gastric sleeve revine la vechile obiceiuri și începe să consume mult mai multe lichide carbogazoase, de exemplu, sau să mănânce mai mult, fibra musculară gastrică începe să se întindă și atunci stomacul e posibil să își mărească ușor volumul, ceea ce nu înseamnă că el va ajunge vreodată după operația de gastric sleeve la greutatea de dinainte. Dar există posibilitatea, mai ales dacă nu schimbă stilul de viață deloc, să recâștige ponderal câteva kilograme după ce ajunsese la greutatea pe care și-o dorea. Vin sărbătorile de Paște și, după cum bine știm, românii nu fac rabat de la mesele îmbelșugate. Ce ar trebui să știe pacienții care deja se confruntă cu o problemă legată de greutate, au un surplus, cum să își drămuiască mesele și cum să și le așeze în așa fel încât să nu mai pună kilograme în plus? E dificil de conciliat această nație din punct de vedere alimentar, pentru că în general noi românii suntem gurmanzi și excesul ponderal apare din această cauză. Sigur, ar putea consuma alimente mai puține în timpul sărbătorilor pascale, dar e greu de urmat acest sfat. Ar putea să meargă la un nutriționist, ar putea să asocieze sportul mai des, mișcarea are un rol benefic în general pentru sănătate. Ar trebui să schimbe un pic stilul de viață românii în general. Iar în ceea ce îi privește pe cei care au făcut recent o operație bariatrică, de ce ar trebui să țină cont să nu revină la vechile obiceiuri?
de dorința lor de a rămâne la greutatea pe care a obținut-o după operație bariatrică, de aspectul fizic spectaculos obținut după această operație, de avantajele pe care le conferă în general chirurgia bariatrică pacienților cu exces ponderal.